Fostul portar al Institutului de Medicină Legală din București, Mina Minovici, are 100 de ani. A păzit institutul timp de 40 de ani. Însă, profesorul Mina Minovici a făcut o promisiune, că va păzi intrarea și dincolo de moarte. Și astfel, când Nea Costică, portarul, a trecut dincolo, părintele medicinii legale din România i-a mumificat trupul după o rețetă știută doar de el. Astfel, Nea Costică stă în poziție verticală în spatele unui geam gros, gura este întredeschisă, iar mâinile sunt lăsate pe lângă corp. El este cel care se află la intrarea muzeului institutului. Metoda folosită de profesorul Mina Minovici a stârnit multe dezbateri și controverse, mai ales că trupul nu a fost tăiat, deci nu i-a fost făcută vreo autopsie, de unde se bănuia clar că organele interne ale lui Nea Costică sunt la locul lor. Curiozitatea ne-a împins să vedem, cu tehnica modernă a unui computer tomograf, cum arată organele interne ale mumiei, așa că, după toate aprobările necesare, Nea Costică a fost dus la un computer tomograf. A elaborat această metodă de îmbălsămare pe care n-a spus-o nimănui, nici măcar fratelui lui, ceea ce este un lucru foarte interesant. Doctorul Cristian Curcă a preluat de 10 ani cercetările. Un lucru i-a atras atenția. Mumia ar putea avea organe interne. Singura tăietură pe care o are este pe coapsa dreaptă. Prin acest loc nu se putea realiza eviscerarea întregului cadavru, de scoaterea tuturor organelor afară. Creierul se poate scoate prin intermediul cavității nazale, cel mai frecvent, așa făceau și egiptenii, sau prin orbite. Dar mai departe, de acolo nu se poate intra. În lume există doar două mumii conservate cu tot cu organele interne. Nea Costică ar putea fi al treilea, numai că el este perfect conservat. Egiptenii, cum spuneați, sunt campioni ai mumificării, dar nici ei nu au ajuns la rezultate remarcabile decât numai după extragerea organelor din interiorul, cadavrului. Radiografia mumia și în același timp de a efectua un examen tomograf computerizat complet, astfel încât cu certitudine vom ști dacă ea mai conține sau nu organe. Indiferent ce va arăta tomograful, cercetătorii vor avea un mister de rezolvat. Dacă mumia într-adevăr conține organele interne, cum de s-a păstrat așa de bine? Iar dacă nu, atunci cum a reușit profesorul să le extragă fără să lase urme? La mai bine de 100 de ani de la moartea sa, Nea Costică, fostul portar de la IML, a venit la tomograf. Numai în acest fel, specialiștii speră să poată afla care este misterul îmbălsămării acestei mumii. O metodă pe care doctorul Minovici nu a spus-o nimănui, nici măcar fratelui său. Examenul tomograf efectuat astăzi a confirmat o bănuială și în același timp și o așteptare noastră, respectiv aceea, după care organele se află la locul lor în interiorul corpului acestei lumini. Cum arată ele pe monitor? Cum le-ați văzut? Sunt intacte? Sunt deshidratate, lipsite de apă, dar la locul normal, anatomic al lor. Asta demonstrează că, spre deosebire de egipteni, de exemplu, care au ajuns la performanțele lor remarcabile numai după extragerea organelor, profesorul Mina Minovici a aplicat o tehnică care i-a permis ca să obțină rezultate deosebite păstrând organele pe loc, ceea ce probabil că, sau probabil că s-a bazat în această metodologie pe care a aplicat-o pe injectarea unor substanțe speciale. Subiectul a fost foarte repede preluat de presa internațională, iar Nea Costică a devenit erou la un secol după moarte. Misterul metodei folosite de Minovici a rămas însă nedezlegat. Întorcându-ne însă la rețeta secretă a îmbălsămării portarului lui Mina Minovici, mulți specialiști au fost de-a lungul vremii interesați de metodă. Pe ideea că răul trebuie păstrat pentru a nu fi repetat. În lume sunt multe astfel de mumii celebre care stârnesc și acum curiozitatea. Mai nou, în unele cazuri, oamenii plătesc bani grei pentru criogenare. Metoda se folosește pentru a îngheța un trup. De exemplu, cineva care suferă de o boală incurabilă este ținut la temperaturi scăzute în speranța că știința va descoperi în timp tratamente de vindecare.
Celebrul lider comunist, creatorul Uniunii Sovietice, a supraviețuit în anul 1918 unui atac cerebral, dar a fost grav rănit, sănătatea sa fiind afectată pe termen lung. În mai 1922, el a suferit un prim atac cerebral din care nu și-a mai revenit. În decembrie a suferit un al doilea atac, în urma căruia a rămas puțin paralizat, forțându-l să se retragă din viața publică. El a murit în ianuarie 1924, la vârsta de 55 de ani, iar trupul său a fost îmbălsămat la Muzeul Lenin din Moscova, unde poate fi văzut și astăzi. Experimentul rusesc prin care se păstrează trupul lui durează deja de 90 de ani. Generații de savanți ruși au petrecut aproape un secol punând la punct în cele mai mici detalii tehnici de conservare care au menținut aspectul, textura și flexibilitatea corpului lui Lenin. Autoritățile de la Moscova au închis mauzoleul lui Lenin din Piața Roșie pentru ca oamenii de știință să poată pregăti corpul pentru expunere publică cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la nașterea liderului comunist și fondator al Uniunii Sovietice. Можно даже и больше срок. Все зависит от состояния тела. Необходимость. Un grup de 6 specialiști în anatomie, biochimie și chirurgie, supranumit grupul de la mauzoleu, avea o responsabilitate principală, conservarea în condiții optime a corpului lui Lenin. Pe lângă corpul liderului comunist, specialiștii mai au în grijă și trupurile liderului vietnamez Ho Chi Minh și al nord-coreanului Kim Il-sung și al fiului acestuia Kim Jong-il. Savanții sunt nevoiți uneori să înlocuiască bucăți de piele sau țesut cu materiale plastice sau de alt tip, astfel că, din punct de vedere al materiei biologice originale, corpul este din ce în ce mai puțin ce era odată, a declarat un profesor de antropologie socială la Universitatea California. Acest lucru face ca procedurile să fie total diferite de cele din trecut, cum ar fi mumificarea, al cărui scop principal era păstrarea materialelor biologice originale în timp ce forma corpului se modifică, a spus el. La moartea lui Lenin în ianuarie 1924, cei mai mulți lideri sovietici s-au opus ideii de păstrare a corpului lui mai mult decât o cerea obiceiul contemporan de expunerea cadavrului în public. Mulți propuseseră înhumarea într-un mormânt închis în emblematica Piața Roșie moscovită. Pentru că era foarte frig, trupul lui Lenin a fost expus publicului aproape 2 luni, perioadă în care mulțimile au putut veni să-i aducă un ultim omagiu. Acest lucru le-a permis liderilor sovietici să reevalueze ideea păstrării corpului pentru o perioadă mai îndelungată. Pentru a evita orice asociere dintre rămășițele lui Lenin și relicve de natură religioasă, autoritățile au făcut public faptul că cercetătorii și știința sovietică sunt responsabile pentru conservarea și păstrarea trupului. În cele din urmă, liderii sovietici au ajuns la un acord și au acceptat să încerce o tehnică experimentală de îmbălsămare. Primul experiment a durat de la sfârșitul lui martie 1924 până la a doua jumătate a lunii iulie a acelui an. Menirea celor doi cercetători a fost foarte grea pentru că medicul care efectuase autopsia lui Lenin secționase deja principalele vase de sânge din corp. Un sistem circulator intact ar fi ajutat la distribuirea lichidelor de îmbălsămare în întrecorpul. De asemenea, au creat și un costum din cauciuc cu 2 straturi pentru a menține un mic strat de lichid de îmbălsămare acoperind corpul lui în timpul perioadelor de expunere publică. Trupul este apoi îmbrăcat într-un costum obișnuit. Corpul lui este reîmbălsămat anual, proces ce presupune scufundarea acestuia în soluții de glicerină, formol, acetat de potasiu, alcool, peroxid de hidrogen, acid acetic și acetat de sodiu. Fiecare sesiune durează circa 1 lună și jumătate. Thank you.
площади происходит то, что называется большая работа. Ванна, аналогичная той, что мы видим, заполняется раствором, и тело Ленина погружается для полной перебальзамировки. Именно это на официальном языке называлось «Мавзолей закрыт на профилактические работы». Работы проходят в особой комнате под гостевыми трибунами, и все оборудовано так же, как и в лаборатории на улице Красина. Сейчас вы видите детали этого процесса. В ванне тело Ленина проводят примерно месяц. На это время обычно весной мавзолей закрывается. Никто, кроме десятка врачей, никогда не видел в таком состоянии одного из самых могущественных людей 20 века. Уже технология нашего учреждения, в общем-то, коммерческого, будем говорить, тайна или, так сказать... Genele naturale ale lui Lenin au fost înlocuite cu unele artificiale după ce au fost deteriorate în primii ani ai procedurilor de îmbălsămare. Savanții au avut de-a face cu mucegai și cute ale pielii în anumite zone ale corpului, mai ales în primii ani de după moarte. Oamenii de știință au fost nevoiți să dezvolte petice de piele artificială după ce o bucată de piele de la laba piciorului lui Lenin a dispărut în 1945. Nasul a fost și el remodelat ca și chipul și alte părți ale corpului pentru a le readuce la forma originală. Un material maleabil făcut din parafină, glicerină și caroten a înlocuit mare parte din grosimea tegumentară pentru a menține relieful pielii. 200 de oameni lucrau în domeniul cercetării privind îmbătrânirea celulelor epiteliale și metode de transplantare a pielii. Который был раньше на Владимире Ильиче, но после профилактических работ, которые проводятся на Красной площади, его отдали нам для этих испытаний. То есть это обычная материя, никаких здесь нет ни вкраплений, никаких датчиков нет. Это обычная материя, можете потрогать, посмотреть. Его же галстук. И... Да, это ленинский, Владимир Ильич галстук, его костюм. Nimeni nu a dezvăluit vreodată secretul îmbălsămării lui Lenin. Cu toate acestea, mai mult de jumătate din populația Rusiei ar vrea ca trupul lui să fie îngropat. Și capii bisericii susțin același lucru. Putin însă s-a opus vehement de fiecare dată. Cu toate acestea, în fața Kremlinului, acolo unde se află de atâția zeci de ani trupul îmbălsămat al lui Lenin, turiștii stau la rând ore întregi pentru a vedea cu ochii lor cum arată un mort viu. Subiectul strânește în continuare controverse și curiozități în egală măsură. Noi, românii, ar trebui să știm că îi datorăm profesorului Minaminovici multe lucruri menite să dezlege mistere. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voicu. Suntem la Muzeul Institutului Național de Medicină Legală, unde sunt lucruri extraordinare prinse în acest muzeu, care va fi din toamnă și el cuprins în circuitul muzeilor din București. Ultima dată când am fost aici, în 2008, acum mulți ani, în aceeași companie plăcută a domnului doctor Cristian Curcă, atunci era șeful muzeului, acum este directorul Institutului de Medicină Legală și sigur că pe lângă foarte multe exponate și lucruri interesante despre frații Minovici, am fost împreună preocupați de mumia lui Nea Costică. El e Nea Costică și a fost portarul Institutului de Medicină Legală foarte mulți ani. Cu acordul său din timpul vieții, profesorul Minovici a aplicat o rețetă de îmbălsămare și de mumificare unică, despre care o să vorbim în această seară cu domnul director. Domnul director, 2008-2023, 15 ani. Timpul trece. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc frumos. Să ne revedem în aceeași formare. În aceeași formație. Da. Și ce să zic, timpul trece, dar în același timp și stă pe loc în interiorul muzeelor. Asta e dovadă că muzeul continuă să existe și exponatele lui vor intra într-un circuit muzeal din această toamnă. Excelent. Așa, lucru foarte bun. Domnul director, noi doi am făcut o chestie de nebunie atunci, în 2008, când și dumneavoastră ați fost de acord împreună cu directorul de atunci și un spital din București a acceptat să mergem cu Nea Costică la tomograf, pentru că existau în documentele dumneavoastră informația conform căreia organele interne ar putea fi intacte, că de aici a plecat totul. Haideți să vorbim puțin despre asta. Am fost atunci la Spitalul Universitar, domnul profesor Iana,
a fost cel care a avut amabilitatea ca să-l punem la tomograf. Am venit cu el înfășurat ca să nu se sperie oamenii de pe culoar și am putut într-adevăr confirma că toate organele sunt în interior. Totodată și cauza medicală a morții, care era o tuberculoză avansată cu cavernă. Văd că a și scris aici că s-a întâmplat asta în 2008. Da, da. Cât de important a fost ca informație lucrul acesta pentru medicina legală în general, domnul doctor? Este important pentru că asta a venit ca să sprijine încă o dată teoria conform căreia metoda lui Mina Minovici de îmbălsămare era specială, el fiind singurul la vremea aceea, între 1890 și 1920, deci aproximativ 30 de ani, singurul care deținea o metodă de îmbălsămare cu toate organele în interior. Un lucru care e remarcabil, pentru care, de altfel, el a fost considerat în epocă, în această perioadă de aproximativ 30 de ani, cel mai important tanatopractor al Europei, fiind chemat ca să ofere aceste servicii pentru toate decesele caselor regale din Europa. Înseamnă că rețeta era cum, domnul doctor? Aș vrea să vorbim puțin despre ea, pentru că au fost foarte mult și presa internațională a fost interesată de acest lucru. Dumneavoastră văd că ați trecut aici, practic, rețeta mai puțin importantă. Cum a reușit totuși să facă acest lucru, astfel încât organele interne să fie intacte? Că până la urmă, asta era una dintre, cum să zic eu, aturile lui, să zic, nu? Da, și în același timp, una dintre provocările oricărei îmbălsămări. De aceea organele se extrag tocmai, după cum făceau și egiptenii, tocmai pentru ca să poată să fie o îmbălsămare, deci o conservare eficientă. Și atunci, provocarea asta l-a dus pe el la un plan care a devenit metoda proprie, prin care realiza o dublă metodă de conservare. Una prin injectarea arterială a unor fluide și e secretul acesta care astăzi se cunoaște al fluidelor pe care le injecta intraarterial după moarte și a doua, după injectare, completa această formalizare cu mumificare și el făcea această mumificare în vechiul institut care, dacă țineți minte, avea o cupolă cu 13 ferestre pe care le deschidea, o masă era pusă în mijloc, astfel încât se crea un curent de aer foarte puternic, chiar și toamna, care producea deshidratarea țesuturilor combinat cu îmbălsămarea lor în prealabil. Și în felul ăsta, prin dubla metodă de îmbălsămare și de mumificare, el a reușit să obțină aceste avantaje și aceste, mă rog, rezultate care erau remarcabile, încât toată lumea ar chema ca să facă asta. A fost primul care a făcut această metodă aceasta în România? Este singurul din lume care a aplicat. Din lume, singurul din lume. A aplicat această metodă dublă, da. Spuneți-mi, totuși se conservă foarte bine. Vă întreb acum, a lăsat și o rețetă prin care acest cadavru al unei acostică să arate bine și să arate totuși așa de... Să-l numim mumie. Să-l numim mumie, domnul doctor. Așa. Nu a lăsat o rețetă, dar se știe că pentru întreținere trebuie două lucruri. Primul este să nu se hidrateze, adică să nu ia apă, pentru că atunci ar putea să reînceapă putrefacția și cât timp este fără apă și uscat, toate procesele de degradare, putrefacție, acțiunea bacteriilor sunt oprite, stau pe loc. Și a doua, de întreținere a pielii, care prin mumificare se cartonează și se usucă. Și atunci asta se face cu glicerină. Prin urmare, tot ceea ce facem este să-l dăm cu glicerină și să ne asigurăm că este un mediu uscat aici în muzeu. Vreau să vă întreb ceva. E o legendă faptul că o perioadă după ce a murit și după ce a fost mumificat, i-au crescut unghiile și barba domnului director? Nu se întâmplă nimeni. Nu se întâmplă asta. Nici la el, nici la oricine altcineva. Pur și simplu, prin deshidratarea pielii și deci prin pierderea apei, volumul părților moi se reduce și în felul ăsta pare că fanerele, deci unghiile și părul,
cresc. De fapt, pielea se reduce. A, pielea se reduce și creează această senzație. Și atunci îți creează senzația pe aceeași lungime de fir de păr și de unghii că ele au crescut. Deci nu se poate realiza după moarte nicio creștere, ca să zic așa. Acum câți ani a avut loc mumificarea, domnul director? Aproximativ 90 de ani. Deci 90 de ani 90 sunt de atunci. Da. Și este în aceeași stare în care era... În aceeași stare, cu întreținerea aceasta periodică, cam la 6 luni de zile, cu glicerină, ștergem, bineînțeles, înainte cu apă, da? Adică e o îngrijire atentă și minuțioasă, nu ne grăbim la treaba asta. Adică îl spălăm de foarte multe ori, nu știu de câte ori s-a spălat el înainte, dar noi o facem acum cu responsabilitate, ca să zic așa. Și aveți și o informație exclusivă pentru care vă mulțumesc, domnule director. Înțeleg că ați luat un dinte din care veți extrage... Am luat un dinte din dinții lui, că are dantura aproape completă, și vom face două analize care sunt în curs, și anume ADN-ul, cu care sperăm să aflăm, dincolo de amprenta genetică, cromozomul Y ne poate da o idee despre înrudirea pe linie paternă, dar cel mai important, și asta se poate face de vreo 2 ani în România, vom putea face din dintele acesta izotopii stabili. Izotopii stabili vom lucra într-un proiect pe care îl avem, instituția noastră l-a făcut posibil, cu Institutul Național de Cercetare pentru Izotopii de la Râmnicu Vâlcea. Și ce determină acest izotop? Ce ar putea determina, domnul director? Izotopii stabili, spre deosebire de cei radioactivi care se modifică, izotopii stabili rămân aceiași cu mici variații pe tot timpul vieții noastre, într-o proporție unii față de ceilalți. Și în raport cu o hartă a izotopilor stabili la nivel național pe care o desfășurăm, adică proiect pe care îl desfășurăm acum de a crea un astfel de plan al izotopilor stabili la nivel național, vom putea ca să stabilim din ce provincie a țării provenea Costică. Foarte tare, domnule. Și cât ar dura, domnul director, până știți? Analizele se pot face repede, e vorba cu precădere de carbon și azot, se pot face și alți izotopi stabili, dar pe carbon și azot vom lucra acum. Problema este acest plan la nivel național, pentru că trebuie făcut același lucru din fiecare regiune a țării. Uh-huh. Avem un proiect pe care l-am gândit împreună cu Institutul din Râmnicu Vâlcea, așa încât sper că la primăvară, deci în aproximativ 6 luni, să reușim. Facem o paranteză înainte să vedem celelalte exponate extraordinare din muzeu. Domnule director, aveți un laborator de genetică, da, ultramodern. Aveți niște lucruri extraordinare care se fac aici și aș vrea să vorbiți puțin despre ele, pentru că suntem obișnuiți să spunem această probă va fi dusă la IML. Acest individ care a consumat droguri merge la IML. Toată lumea crede poate că e foarte simplu să faci și un examen toxicologic, și o determinare genetică, și o determinare a ADN-ului. Aș vrea să vorbiți puțin despre lucrurile acestea, pentru că până la urmă sunt realizările pe care dumneavoastră le-ați avut aici ca institut. Da, ați amintit de genetică. Sunt mândru că putem face asta. Încă de aproximativ 20 ceva de ani putem face genetică în sistemul medico-legal, dar în egală măsură sunt mândru și de toxicologia medico-legală pe care putem să o facem, și asta mă face să-mi aduc aminte din nou de tinerețe, să spun așa, pentru că în anii 2004-2007 a fost un proiect fare, deci cu fonduri europene și fonduri naționale, în care lucrat în proiect fare care a fost, bineînțeles, coordonat de către Ministerul Sănătății, ca orice proiect fare, prin care s-a creat toxicologia medico-legală în România. Atunci s-a creat în 3 centre, București, Iași și Timișoara, Bucureștiul fiind cu laboratorul central. Deci din momentul anului 2007, sub coordonare germană, am reușit ca să începem să facem droguri și substanțe psihoactive la noi în țară.
ceea ce este un lucru remarcabil. În ultima vreme, așa cum știți, e nevoie de tot mai multe analize de laborator și repede, dacă se poate ieri. Exact. Pentru asta e nevoie, desigur, de echipamente de ultimă generație. Proiectul Fare, iată, are peste 15 ani, așa încât o să fie nevoie de echipamente noi, nu numai în instituția noastră, la nivel național, și Ministerul Sănătății ne poate ajuta în acest sens, mobilizat, solicitând rețelei de medicină legală o notă de fundamentare pentru a aduce la zi cele mai multe din instituțiile de medicină legală cu privire la droguri și substanțe psihoactive, ceea ce este un lucru deosebit. Așa încât medicina legală, așa cum ați spus, de astăzi, nu numai la noi în țară, în toată lumea, nu poate fără investigații de laborator. Și vreau să vă aduc aminte că vorbim de istorie acum și de muzeu, deci implicit de Institutul de Medicină Legală, că încă din 1892, institutul făcut de Mina Minovici, respectiv atunci era Morga Institutului, Morga Bucureștiului, iar institutul ca atare în 1897 a fost denumit Institutul Medico-Legal. Institutul la 1897-1898 era considerat cel mai modern, cea mai modernă instituție de medicină legală din Europa. Avea toate laboratoarele performante, avea 5 locuri de frigider, frigiderul era nou-nouț, era italienesc, în sfârșit. Deci erau condiții cu totul deosebit, adică vreau să spun că de la început medicina legală a avut nevoie de investigații de laborator. Nu se poate, deci nu e doar pentru că medicina legală e modernă și are nevoie de investigații. De când există, ea a avut nevoie de investigații, medicina legală, ea este o specialitate medicală practică în care trebuie ca să aduci dovezi pertinente în justiție. Corect. Ca să poți să aduci dovezile, trebuie să faci, să aduci proba propriu-zisă, astfel încât să fie concludentă. Pentru asta ți se cer, desigur, analize de laborator. Apoi se verifică analizele de laborator și de-abia apoi proba devine folosită sau aptă de a fi folosită în justiție. Și vă aduc aminte numai de două exemple care sunt medico-legale și prin care justiția a făcut progrese remarcabile, anume grupele de sânge, care au devenit celebre la câțiva ani după ce au fost descoperite în cadrul unui proces celebru și, bineînțeles, amprenta genetică, care a fost descoperită în 1985, dar a fost celebră și a fost cunoscută tot în urma unui proces celebru în 1989. Deci, medicina legală vine să sprijine justiția prin descoperirile ei. Și descoperirile acestea sunt aproape întotdeauna de laborator. Aproape întotdeauna. Prin urmare, fără laborator, fie că este de anatomie patologică, de toxicologie, de genetică, nu poți să aduci dovezi în instanță, mai ales în justiția de astăzi, astfel încât să poți ajuta instanța ca să producă justiție și dreptate, așa cum trebuie să facă. Să ne întoarcem la muzeu, că îmi face semn Mihai că am stat prea mult lângă Neacostică, da, și da, să nu-l încălzim. Eu știu eu de ce zice el. Da, probabil. Care sunt, aveți aici lucruri extraordinare, domnul director. Haideți să considerăm că pentru prima dată publicul are acces la acest muzeu și dumneavoastră sunteți cel care știți cel mai bine, pentru că dumneavoastră ați fost directorul acestui muzeu. Custode, mai bine spus. Custode. Mai bine Zine spus. Tu, Mihai, da, unde ne oprim? Haideți să mergem. Ce pot vedea oamenii care vin aici la muzeu? Când a fost făcut acest muzeu, domnule director, și care sunt lucrurile cel mai importante pe care trebuie să le știe cineva? Muzeul are aproape în totalitatea lui, peste 98-99% exponate, deci artefacte, cum se numesc ele acum, din vremea fraților Minovici. Nu s-au adăugat decât cu foarte rare excepții exponate noi.
Prin urmare, pot vedea un muzeu al vechiului Institut de Medicină Legală, pe care am făcut cu toții în așa fel încât să fie păstrat în condiții cât mai bune. După cum vedeți, acum este și luminat și deci arată mai bine decât înainte, că condițiile de prezentare și de conservare sunt bune în muzeu. Deci vor putea vedea toate preocupările muzeistice pe care le-au avut frații Minovici. Era la vremea aceea, cred că și astăzi încă, din câte mi-au spus colegii legiști din străinătate, unul dintre cele mai mari muzee de medicină legală din lume. Și ăsta este un lucru formidabil, cuplat, să zic așa, și cu colecția Rainer, care, desigur, e o altă colecție, nu ține de muzeul nostru, dar colecția Rainer este cea mai mare colecție de cranii din întreaga lume, care sunt inventariate și analizate științific de către, desigur, profesorul Rainer. Prin urmare, avem două colecții muzeale cu totul remarcabile în ceea ce privește osemintele umane. Așa încât în acest muzeu se pot vedea cranii, foarte multe schelete, sunt purtătoare ale urmelor unor vătămări, leziuni traumatice. El este foarte util pentru studenții la medicină, pentru studenții la drept, care pot înțelege mecanismele de producere a vătămărilor și deci a decesului unei persoane. Deci, din punctul ăsta de vedere, este, zic eu, foarte interesant, dincolo de prezența lui Costică, ca să zic așa, care e remarcabilă, e singura mumie pe care o avem în România astăzi. Am mai avut un frate, să zic așa, pentru că a făcut două mumii, Mina Minovici, care au rămas, dar cealaltă era cu adevărat primul portar al Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. A fost mult timp, în generația mea încă era îmbrăcat cu costum și fireturi în holul, într-o penumbră, așa încât la indicațiile doctorilor, când intram, însoțiți de asistenți, ei îl salutau și bineînțeles că noi îl salutam și ei se distrau foarte tare pe treaba asta, pentru că și în zilele următoare noi când intram salutam portarul până să aflăm că de fapt portarul era o mumie. Din păcate, mumia aceea s-a degradat pentru că s-a hidratat. Aha. Din hidratare, adică din atmosfera, era acolo expus mai mult la umiditatea de afară când ploua, era foarte aproape de intrare, n-ar fi trebuit probabil pus acolo și în felul ăsta s-a hidratat. Hidratându-se nu s-a început să deterioreze prin putrefacție. Și a fost îngropat, desigur. Așa încât mumia pe care o avem noi este în momentul ăsta singura din țară. Îmi spuneați mai devreme, domnule director, că o să faceți aici ceva spectaculos apropo de craniu pe care îl aveți. Da, deci vrem să digitalizăm tot muzeul. Deci vrem să facem un album, dincolo că îl punem într-un circuit muzeal din toamnă, dar în același timp vrem să digitalizăm, să fie și un album digital și un album fizic, pe care cât mai bine printat, în așa fel încât toate colecțiile de oseminte să fie, să le avem pentru eternitate în același timp. Vreau să-mi arătați, mă rog, mie mai puțin, că eu am mai fost telespectatorilor, aici aveți o colecție de monede, dar acolo aveți și niște măști mortoare și e foarte important să vorbim despre ele, domnul director. Sunt mulaje în Ipsos ale unor mari personalități care au decedat și la care fie Mina Minovici, fie Nicolae Minovici, fratele său, care i-a preluat din momentul retragerii profesorului Mina Minovici, a preluat conducerea institutului, adică 1933 până în 1938 a preluat conducerea institutului și unul și celălalt efectuau măști mortoare ale marilor personalități care decedeau, așa încât sunt măști mortoare de la Ion Rămaru, da. Poziția 1,
2, Octavian Goga. Aș începe cu regele Carol al II-lea, da, așa, așa în ordine, da? Corect, aveți dreptate. Cu ministrul Ighe Duca, de asemenea Gheorghe Marinescu, Wilhelm Becker, Marin Preda, Marin Preda și Ion Rămaru. Domnule director, înțeleg că cei care au aici măști mortoare au fost, cu siguranță, supuși examenelor medico-legale în Institutul Profesorului Mina Minovici. Nu toată lumea. Nu toată lumea. Nu, adică Rămarul sigur. Nu e cazul regelui sigur. Nu toată lumea. Dar, cum spuneam, și un profesor și celălalt, cu precădere Mina Minovici, erau chemați pentru tehnica mulare. Și... Uh-huh. Cunoașterea lor de tanatopraxie pentru a efectua și măști mortoare, de, precum și îmbălsămări acestor mari personalități, fie că erau ele din țară, fie din străinătate, din Europa în general. Și deci în activitatea lor de tanatopraxie se duceau. Astăzi există o școală de tanatopraxie și o profesie, o meserie de tanatopractor recunoscută național, ceea ce este un lucru foarte bun, astfel încât aceștia au o formare profesională coordonată de către Ministerul Sănătății. De exemplu, de la Rămaru mai aveți ceva, domnul director, în afară de masca mortoară? Mai există niște, știu eu, dovezi sau... Există un mulaj al creierului acestuia. Care e aici? Care este mai sus. Care este mai sus. Da. Aici sunt niște obiecte... Că corpuri tăioase... Sunt foarte multe corpuri delicte, să le numim așa. Corpuri deci sunt foarte multe, foarte multe corpuri delicte cu care s-au constituit, s-au făcut omoruri sau agresiuni celebre în epoca lor, care agresiuni uneori s-au produs decese și au dus la ancheta poliției. Anchetele poliției se încheiau, desigur, cu stabilirea vinovatului, dar corpurile delicte folosite nu erau cerute de către poliție, probabil că n-ar fi avut unde să le depoziteze și erau lăsate Institutului de Medicină Legală, care s-a gândit Mina Minovici ca să le constituie ca și colecție muzeală. Apropo de Nicolae Minovici, domnule director, cred că aici sunt, nu? Celebrele ștranguri pe care el a studiat pe el însuși, din câte știu eu și dacă greșesc să mă contraziceți noastră, arta spânzurării este singurul tratat despre spânzurare din lume, corect? Studiul asupra spânzurării, da. Este o carte care este unică pentru că este singurul studiu științific făcut despre spânzurare de cineva. El are la bază 23 de autoexperimente de spânzurare și plan, metodă de științifică de înregistrare a tuturor aspectelor care decurgeau din această activitate de cercetare și în același timp un asistent bun, un om loial, da? Pe care se baza Nicolae Minovici și pe care el însuși a spus de două ori m-a salvat de la moarte. Adică ar fi putut să nu-l salveze dacă ar fi dorit acest lucru. Desigur, oamenii erau loiali. În acest fel, Nicolae Minovici a reușit ca să scrie, nu numai istorie, dar a reușit ca să modifice tratatele de medicină legală din toată lumea cu privire la descrierea șanțului de spânzurare și șanțului de strangulare. Deci principala problemă pentru care el a început acest studiu era, tot așa cum am început discuția noastră, aduceți dovezi, dați dovezile justiției. Și întrebarea era, dați dovezile justiției că nu este spânzurat, ci este ucis, este omorât, este strangulat. Puteți să ne spuneți cu certitudine și cum aduceți, care sunt dovezile pe care le aduceți pentru ca să sprijiniți șanțul de spânzurare, respectiv sinuciderea, și șanțul de strangulare, respectiv omuciderea. Pentru asta a început el studiul. Astăzi, caracteristicile șanțului de spânzurare și de strangulare în toate tratatele din lume sunt din studiul asupra spânzurării, care este cartea lui. Cartea lui a preluat, a avut... a fost citată, asta vreau să spun,
până prin anii 65, din anii 60, în toate tratatele, se spunea ca referință, provine această concluzie de la Nicolae Minovici și mai departe. După anii 1965 a fost considerată cunoaștere comună, astfel încât nu a mai fost citată, dar toată lumea știe din domeniul acesta că se datorează studiilor lui Nicolae Minovici. Este adevărat că el a murit de un cancer laringian, ceva, domnul din păcate, director? Din păcate, în urma acestor experimente de autospânzurare, laringele lui a fost lezat. Au fost fracturi laringiene pe care le-a suferit, pe care i-au dat o voce mai răgușită, mult timp și de la care probabil a dobândit și un cancer laringian, de care de altfel a și decedat în 1941. Suntem la etaj. Etajul este destinat pentru anatomia patologică. Sunt exponate care se află în lichid de conservare. Unele dintre ele sunt foarte rare, ca să zic așa, și toate exponatele au fost recoltate în perioada Minovici, ca să zic așa. Adică celor trei frați, în perioada cuprinsă între 1892 și 1938. Și avem plăgi mușcate. Plăgi mușcate, plăgi de rezultate numai electrocuției, este și penisul iterente, desigur, da, care întotdeauna asta este... Așa, vreau să vă îndreaptă aici ce la astea două... Plăgi împușcate sunt. Plăgi împușcate sunt? Plăgi împușcate se văd sus, la mijloc aici. Sunt plăgi împușcate, se văd urmele de tatuaj prin care s-a impregnat în interiorul tegumentului particulele de pulbere arsă și nearsă, semn că acesta este orificiu de intrare și tragerea s-a făcut în limita de acțiune a factorilor suplimentare a împușcării, aproximativ 30-40 de centimetri. Da, iată și piesa lui Tărente, ca să zic așa, domnul e director, din mijloc, da, că din mijloc, da. Să vedeți scris. Tronează acolo. Tronează acolo, da. Da. Și de la Tărente, cred că mai aveți ceva în afară de piesa asta, din câte mi-amintesc eu, o haină ceva, sau ce, un mulaj sau ceva mai aveați, domnul director, că știu că mai aveați ceva, dacă îmi știu bine. Este un mulaj al mâinii lui. Mâinii lui este jos. Jos. Da. Mâinii drepte cu care am făptuit omorurile. Așa, o să vă rog să-mi descrieți un pic aici, că cu siguranță... Mărci electrice, cel mai multe dintre ele, de aceea sunt așa de negrite, da, datorită carbonizărilor în urma acțiunii curentului electric. Și un șans de spânzurare, apropo de ce spuneați dumneavoastră? Da, și un șans de spânzurare. Și încă o piesă tatuată, două aveți, trei, adică două în afară de la Terente, nu? Da. Și celelalte două. Da, aici? Da, din nou, factorii a împușcării, dar în același timp și rinichi, din coace corduri, cu anomalii. Tuberculoză renală, rinic polichistic, pielonefrită și glomerulonefrită, din coace miocardite sau... perforații uterine. Cauze pentru care s-au efectuat autopsiile medico-legale. Autopsiile medico-legale se efectuează la cel organ de justiție. Aceste autopsii sunt principala informație în toată lumea, principala informație pentru cauza medicală a decesului unei persoane. Pentru că dacă o persoană decedează, autopsia persoanei acesteia, prin lege, în toată lumea, nu poate fi efectuată decât numai de către două specialități medicale, și anume anatomia patologică, care efectuează autopsiile în spital, privitor la oamenii care decedează în spital, și medicina legală, care efectuează autopsiile la cererea organelor de justiție atunci când există suspiciuni judiciare, de orice natură ar fi. Mulțumesc foarte mult, domnule director, pentru că
ați acceptat să rupeți din timpul dumneavoastră pentru acest interviu. Mulțumesc. Rămâneți cu Antena 3, doamnelor și domnilor colegii mei. Vă așteaptă cu ultimele știri. Ne revedem sâmbătă la 23 să fiți.